Prima dată când veniți la Delfinariu? Am venit așa cu prieten data trecută, dar e prima așa cu familia mea. Cum vi s-a părut spectacolul de astăzi? Poftim? Spectacolul, cum vi s-a părut? E bun, frumos. La România? Și la România. Cum este? Cum v-au primit România? Cu toate. Cu suflet bun, cu... au inima bună și forma frumos. Și când? Am ajuns acum, 3 ani. Trei ani. De ce ați venit? Am venit din cauza războiului, înțeleg. Deci, ceea... De ce ați ales învățat? Am ales că aici am rude români, să vă zic așa. La unchiul meu stă aici de mult. De asta am venit aici. V-ați găsit un loc de muncă sau ce să faceți? Eu sunt student aici. Ce studiați? La universitate, la relații de, internaționale. Ai mai fost până acum la Delfinariu? Da, asta e a doua oară. Este a doua oară? Cum ți-a părut asta? Ți-a plăcut spectacolul? Asta e cea mai frumoasă pentru mine. Data trecută era nu ca astăzi. Da? Ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi? Când a sărit Delfinariu. Când a sărit? Delfinariu. Da. O să mai vii aici? Sper. Da. Îți place în România? Da. Ți-ai făcut prieteni? Da, mulți. Dar de ce îți place în România? Că... am stat aici 4 ani și îmi place, e ca țara mea acum. De unde ești tu? Din Yemen. Da. De ce ați ales tocmai România? Am ales în România? Da, eu știu, România este o țară bogată și frumoasă. Asta e părerea mea. Dumneavoastră ce faceți aici? Aveți o ocupație? V-ați găsit ușor? Am terminat specializarea la medicina internă, diabet zaharat. Și acum începem să lucrez aici, să lucrez. Ați început deja? Încă nu, dar după acte, da. Face parte din specificul activităților noastre ale Centrului pentru Resurse Civice prin programele de integrare pe care le derulăm pentru migranți și pentru refugiați. Este, nu numai că este, hai să spunem, un element important în proiecte, dar considerăm că este de asemenea natural pentru ei să cunoască cât mai mult locul în care se află și specificul acestuia. Atât din punct de vedere al diversității culturale, cât și din punct de vedere, iată, a ceea ce ne permite ca și diversitate naturală și a, hai să spunem, a mediilor. Unei naționale să-i mai duceți? Ce planuri aveți pentru ei? Muzeele din Constanța, pentru că avem destul de multe muzee și cu specific variat. E bine, Muzeul de Istorie, Muzeul de Marină, dar și în afara orașului, la cetățile din Dobrogea, pentru a cunoaște istoria locului, a regiunii și a vedea până la urmă faptul că, iată, istoria ne-a rezervat de-a lungul timpului, inclusiv intersectări de culturi, de civilizații. Cum credeți că îl ajută astfel de ieșiri pe un adult sau chiar un copil, venind într-o țară, eu știu, în care e război, vine într-o altă lume, în ce fel îl ajută astfel de ieșiri? Vede un alt univers. Vede că există totuși și normalitate în lumea asta și că există până la urmă o șansă de a trăi o viață cât mai aproape de ceea ce noi considerăm normal. Este un lucru care ar trebui să fie firesc, dar care într-un loc care este zbuciumat de conflicte și de
conflicte nu neapărat externe, dar până la urmă și interne, care macină inclusiv comunitățile, îi divizează, îi împart în mai multe grupuri și fac să uite de umanitate până la urmă. E bine, credem că aceste gesturi foarte mărunte până la urmă pentru noi aduc o oază de normalitate. Cum vi se pare ideea de a aduce la delfinul și a arăta ce înseamnă cultura, educația de la noi din țara? Ce înseamnă realitatea, ce înseamnă viața, ce înseamnă biologia, ce înseamnă evoluția, ce înseamnă o gândire deschisă, nu neapărat dogmatică. Eu cred că o societate laică este o societate care ar putea să integreze astfel de oameni, fiindcă sunt inteligenți, sunt adaptabili, până la urmă toți venim cumva de acolo, sunt câteva zeci de mii de ani de când suntem veniți în Europa pe filiera Asia Mică, genetica a demonstrat-o, nu mai este niciun fel de tăgadă din acest punct de vedere și, după părerea mea, sunt oameni buni care se pot adapta foarte bine în condițiile noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, conflictele și în special conflictele religioase sunt dificil de surmontat, însă cu o minte deschisă, cu o minte care înțelege realitatea și care înțelege adevărul și care înțelege evoluția, au mai multe șanse ca să le treacă în desuet, fiindcă nu au rost să se certe vis-a-vis de cine are un prieten imaginar mai bun sau mai puțin bun. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ne dorim să funcționăm la delfinariu vara și iarna. Vrem să venim în întâmpinarea vizitatorului, așa o expresie mai veche, să venim spre ei cu oferta noastră de a funcționa și vara și iarna, de a ne prezenta demonstrația inclusiv cu lucru în apă, fiindcă asta înseamnă și pentru delfini o continuitate, și pentru delfini o îmbogățire stimulativă, dar în același timp înseamnă pentru Constanțean un loc în care, uite, Consiliul Județean a dat un ban, a plătit o bună parte din această modernizare, cealaltă parte fiind bani europeni. Noi am găsit o soluție de filtrare excepțională și putem să ținem apa în niște condiții excelente, ceea ce înseamnă și încălzire, ceea ce înseamnă și condiționare vis-a-vis de încărcătură microbienă și, uite așa, putem să fim în timpul iernii funcționali. Deci transmitem două lucruri. Transmitem către acești oameni o mână întinsă, un ajutor spre înțelegerea lumii și transmitem spre constanțeni o invitație de a veni, de a cunoaște, de a vedea delfinii, de a vedea ce s-a întâmplat cu aceste mamifere marine care au evoluat. E vin din Siria, din Yemen. Aveți aici animale care să le aduc aminte de casă sau văd cu totul altfel de faună? Noi avem faună temperată, fiindcă la noi segmentul dominant este cel rece și, în consecință, ca pentru bunăstarea animalelor, nu vrem să facem excese de a aduce animale ce nu se pot adapta sau suferă pe timpul iernii. Singurele exemplare africane sunt zebrele. Și uite că se descurcă foarte bine, ca baline destul de rezistente și se descurcă foarte bine. Nu le-am simțit să aibă vreo problemă iarna, însă în general avem animale din zona temperată, dar uite, le oferim o deschidere și alte animale. Nu știu dacă este o soluție să-i facem să se simtă ca acasă, fiindcă de acasă au fugit. Eu zic că să-i facem să se simtă bine, să se simtă bine la noi și să le oferim o mână întinsă, v-am spus, spre cunoaștere, o mână întinsă spre prietenie, spre a-i ajuta. Mamă, dar ce...